Hei, salutare oamenii mei frumoși! Bine v-am regăsit! Astăzi avem iarăși o lucrare foarte, foarte deosebită, anume avem iarăși de luat o donație mai specială de data aceasta. Nu vă spun despre ce este vorba, pentru că vreau să rămâneți cu mine până la final și o să vedeți atunci exact despre ce donație vorbim și cu ce avem de-a face. Haideți să ne urcăm în mașină și plecăm. Nu ne trebuie prea multe pregătiri, prea multe lucruri la noi, doar puțină forță. Am luat un cauciuc, l-am pus acolo în portbagaj și restul găsim acolo. Stați aproape. De data aceasta distanța este mult mai scurtă. Avem 60 de kilometri de la mine până la domnul care s-a oferit să-mi doneze acest. După cum bine știți, bolidul tatălui meu, un cauciuc și să avem. Tocmai ce am ajuns la destinație, sunăm proprietarul și vedem exact unde locuiește. Auzi, zi, sunați un pic acoane, să-i ghidăm noi motorul, aceea el decât să o bage așa. Da, lasă un pic acoane, ca să așezăm motorul, ai venit cu ea direct, pa! Ce mașină să-l iau? Cum să-l... Peugeot 500, nu știu cât, 2-3. 2-3? Da, 2-3. Am făcut eu să-l mutam, dar recunosc ce l-a de baie, femenii... Da, 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 să-l mărte. Am făcut mereu. Nu l-am lăsat niciodată, uite. Cred că cam așa ar fi. Da, e blocat așa. Lăsat, lăsat. Păi, blocat așa. Da, da. Cred că
Cam așa ar fi, nu? Uite, asta e epuratorul lui. Da. Aici el a fost curăcitor, că dacă nu are termoflor, având turbina, îngălzește unui tratat. Acum tu dacă vrei să mai pui radiator, îi pui. Ori dacă nu, îi faci aici. Da, da. Păi vă dați seama că dacă nu-i fac, o să încină așa? Ajung ulei aia. Ah, temperatură. Da, 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 da. Ajung ulei de la DPF, de alea, da, și da, nu are, da, nicio, da, problemă. Da. Asta nu e motor de curație. Da, e ala se duce în 4.000, 5.000, ăsta la 3.000 e ăla e, înțeleg? El se duce, la mai mult se duce, dar nu e motor de durată, e motor de fort, înțelegi? Da. Deci el a fost pus pe un aro în 2000, nu știu cât, de la cu carenaj în 4 uși. A, din ăla 2003, 2004, 2001 sau 2002 era, mașina a avut un accident în spate. Da, 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 da. A bușit-o în spate, a avut o praf, a decarosat-o. A zis că o repară, s-a dat faliment firma, mina, s-a dus dreapta, a ajuns totul la fierbechi. Totul la zero. Eu l-am luat pe ăsta, am avut și cutia, am vândut, am dat-o. Ăsta e furatorul. Ăsta trebuie să-l pui că vine de aici o conductă, de aici una, de jos una. Hai, dă-i ușor, e bine, e bine, e bine. Dă-i, dă-i. Ușor, 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 ușor. Stop, 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 stop. Ce mă dă la merge, fără probleme. Nu mai dă în spate. Las-o și. Deci, băgăm cauciuc în partea asta. Deci am zis să-l demontez tot. Da, 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 da. Deci pe mine mă dusese atunci piesele în jur, în jur de 8 milioane și ceva am făcut seara. Da. Și am zis, bă, nu e mult, dar... Păi, nu e mult. Am stat și m-am gândit la ce faci cu el. Asta așa? Deci, atent, eu încerc să-i dau drumul. Ia, lasă ușor ca să treacă de chiederul ăla. Da. Aici e trecut. Da, și stai să treci așa, 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 adus? Gata. Mai jos, mai jos, mai jos. Au, la jos? Da, ca să-l... nu lăsăm jos, da? Păi da, gata, nu mai, dacă să... Hai să scoatem asta. Hai, ca să nu mai rupem oasele pe urmă. Stai tu și m-am gândit, ia mă să-l agăță girafa asta. E cel mai bine. Asta a fost, zic, ridică de ridica, dă-l dracu, nu mă duc cu el la ploiești, da, înțeleg? Da. O nouă donație, mulțumim domnului... Victor. Domnul Victor, de la Inotești. Județul Prahova. Motorul a mers. Da. Dar trebuie demontat pentru că îți dai seama, este... Vă dați seama, motorul ne funcțional... Are 10 ani, are, înțelegi? Deci da. Nu, trebuie toate alea segmente să lipiți. Stai așa. Așa. Nu, trage de acolo că ea se ridică de aici, nu? De aia. Nu, nu, e de tobă. Asta mă și ratul. Da, da, da. Stai, ține-o așa, așează cu bancă, uite, mai sub el. Așa, așa, așa. Dar mai încoace. Eu ziceam să-l lăsăm aici. Paleții sunt spate. Pături, voi aici. Motor de Peugeot, pe care a fost 2, 3, montat pe Aro. Pe Aro, de fabrică. De fabrică, pe Aro 244. 244. Să-l dăm un mai încoace. Da. Trebuie să-l prindim, da? Da. Să vedem dacă se închide. Ba, acum se închide sigur, 100%. Ia, probează. Ia să vedem. Hai. Domnule, mulțumesc mult. Să dea Dumnezeu să faci treabă cu el. Sigur o să ne vedem, adică o să mă vedeți, o să-l pun. Eu am numărul tău, dacă mai fac asta așa de astea. Cu cea mai mare plăcere. Cu tii, grupuri, toate alea, eu Da. Eu ți iau, înțelegi? Eu chiar nu mai aveam ce să fac. Să știți că... Chiar mă gândeam, nu mă zic ce să mai fac cu el, ce să mai fac cu el, zic ia să intru. Ia să-i dau eu băiatul ăsta, că văd că se ocupă de așa ceva. Chiar am... Chiar le face, înțelegi? Chiar își pune... Da, da. Și e vorba de mulți bani.
Că mai am mulți care e mai critică. Știu ce înseamnă să repari, frate, știu. Dar ei înainte să gândească pe partea asta... Nu te gândești la cât cumperi piesă. Asta e. Timp și manopă. Asta își toacă cel mai mult. Cel mai mult timp. Și la final, când faci o socoteală... Nu. Eu am IMS-ul ăla pe care îl fac, am un an de zile. Nu să... În chestia asta nu treci. Da, da. Stai un hobby, înțelegi? Vrei tu să da. Duci mai departe... Deci am un an de zile de când lucrez la IMS-ul ăla, am ajuns, am terminat cu mecanic. Da. Motor mecanic, am putut să mă apuc caroserii, eu toate ce. Și cred că am depășit 250 de milioane de piese. Dar am mers numai, adică, bă, am zis să fac, vreau să fac de epocă, vreau să fac ce găsesc mai calitativ, toate, spre nou. Toate necesită timp și bani. Asta. Înțelegi? Și e pasiune, până la urmă, dacă mă hrănesc cu treaba ce asta. Ce se întâmplă, nu îmi bădănesc, că nu îți câștigi existența de nasă. Asta zic. Că le fac pentru mine, nu fac pentru asta. Noi am făcut un prieten de aici, un Suzuki Vitara. Da. Băi, nu rentează, mă, frate, da. Muncă multă și la final tot banii aia costă mașina, da, înțelegi? Da, tot 2500 de euro valoare, exact. 3000 de euro, înțelegi? Și poate tu ai băgat în ea 5000 de euro. Da, da. Nu văd. E bine așa. E bine așa, pentru mine și... E bine, da, doamne, ești un univers, eu am două și mai am încă unul, cred că, dacă mi-a ajutat Dumnezeu să mai faloză două punți, îl completez și pe ăla, mai trebuie două punți, în rest am caroseria, tot, două punți se mai trebuie. Dar... La mine a fost un aro aici, dar a fost ars, complet, tot, era cu benzină. N-am avut ce să mă duc cu el. Da. A fost terminat, nu, deci era, n-avea ce să mă duc, era... Da. Nenicule, ce să zic? Mulțumesc mult încă o dată. Să dea Dumnezeu să faci treabă cu el, dar îl desfaci. Îl desfac. Îl desfaci tot. Că nu e greu, e ușor de făcut. Da. Că nu are... Ce nu te duce mai mult de 10 milioane, toate alea. Segment, semeric, supape, chiuroasă, rectificată, făcut, nu te duce. Seama că dacă dumneavoastră mi l-ați dat, pe degeaba îmi convine și mie să fac un bani. Da, exact. Dar așa să le iei 10-20 milioane și să mai faci încă 10 milioane în el. Nu, mă, să nu ajungi prea departe pe el. Așa e. Asta am zis și cu ăla cu benzina, am fost până la Botoșan. Omul meu e tot așa, un el 25 de la benzina. Da. Ce ne vine și el, eu dau la fiere. Și nu vreau să dau la fiere, nu tot așa ca mă tălic. Te-am văzut că îți place, vino și el. Ia. M-a postat drum, 400 lei până acolo. Da. Dar motorul am fost mai aproape. Da, chiar m-am bucurat de mamă. Ce am vrut să zic, pompa, o dai jos, că o să dă repede jos. Deja curățat. Deja curățat, că electrovalva aia de acolo de sus. Da. Asta e cumva electrovalva din aia pe contact? Electrică, da. Da. Ce să zic decât să... Un an ai boftă și mulțumesc. Am început anul cu... Să ai boftă și vreau să-l văd pus. Sigur, să-l vedeți că... Gata, am pus mâna pe motor. Este vorba despre un motor de Peugeot care a fost montat pe Aro 244. Mergem acasă, mâine dimineață îl dăm jos pentru că în seara asta s-a întunecit. Nu mai vedem mai nimic și o să vi-l și prezint. Seara minunată să aveți. Ne îndreptăm către casă. Bună dimineața, oameni frumoși! După cum bine știți, aseară am luat motorul ăla, donația aia de la domnul Victor, un om deosebit. Am ajuns destul de târziu acasă, nu am apucat să-l dau jos din mașină. O să aștept să iasă și tata afară și să ne apucăm să-l dăm jos, să vedem unde îl pun. Cred că o să-l pun undeva prin curte pe aici pe aproape, pentru că o să trebuiască să-l desfac, să-i fac o revizie capitală, să vedem dacă sunt segmenți lipiți, să-i curăț, să-i montez înapoi pompa de injecție, injectoarele, să le duc la curățat, pentru că a stat destul de mult într-un mediu cu praf, foarte mult praf, și cred că a intrat praf pe conductele alea acolo. Am văzut că conductele nu sunt acoperite și vă dați seama că după 90 ani de stat sunt șanse mari să fi intrat particule de praf în ele și decât să le stric de tot, mai bine le duc să
mi le verifice. Eventual să le curețe. Vedem. Poate, dar nu poate. Cred că 100% avem șanse să reușesc să am și un motor Peugeot funcțional, doar că motorul ăsta este pentru Aro, nu are nicio treabă cu IMS-ul. Ce o să facem cu el, o să vedem. Până atunci, stați aproape. Vezi că are două lanțuri. Ia să vedem prezentarea. Motor Peugeot. Da. Să-i fac o prezentare aici. Arată foarte, foarte bine, doar că a fost păstrat undeva într-un mediu mai cu praf și, după cum v-am zis, necesită demontare. Mai are și ceva șurubele lipsă pe aici. Demontare și curățare. O revizie capitală. Ia să vedem turbina asta. Turbina e blocată și asta. Dar o deblocăm noi, nu-i problemă. Arată foarte, foarte bine și turbina. Doar că timpul care a trecut peste ea îți spune cuvânt. Așa. Deci altă donație spectaculoasă. Ambreiajul aici avem niște miți problemuțe, dar placă de asta găsim. N-ar fi o problemă chiar așa de mare. Motor Peugeot. Au fost montate pe Aro. Motorul din fața noastră a fost montat pe un Aro 244 din 2002 sau 2001. Injectoare, tot. Hai să o dăm jos și mă să uită, să dă seama aia. Și în loc te duci până acolo, ai văzut ce să luptă cu ăsta. E foarte. Aici la hojac. Și el în astea stătea, mă? Cu ce? În astea? Da. Era la o parte, era la o parte, era la o parte. Asta e mici așa? Da.
Cum stăteam în cățel gura la către grăbire? Dar uite că le strămoare. A venit frigul. Până o să se încălzească afară, acolo o să stea. Îl venim frumos cu niște folie ca să nu se degradeze mai rău decât este în prezent. Iar în momentul în care o să avem puțină căldură afară, o să ne apucăm să-l demontăm, să-i facem o revizie capitală și cheie. Iar după aceea o să vedem pentru ce o să-l folosim. Deocamdată nu am planuri cu folosința lui. Doar ce știu sigur este că vreau să-l fac să pornească sfert, să funcționeze totul pe el. O să mai trebuiască mici piese la el. O să-i fac atunci o listă, să postez pe grupuri, ca să găsesc tot ce trebuie pentru starea lui optimă de funcționare. Haideți să mergem să căutăm un ciolofan ceva.